În acest weekend, fiind ultimul din luna martie, se face trecerea la ora de vară. Astfel, în noaptea de 25 spre 26 martie, ora 3 va deveni ora 4. Trecerea la ora de vară are loc după câteva zile după echinocțiul de primăvară. Astfel, o să dormim mai puțin cu o oră. Tot sâmbătă este marcată și ora Pământului, ce ne îndeamnă pe fiecare să stingem luminile preț de o oră, eveniment la care se alătură mai multe instituții. Procesul de schimbare a orei nu este simultan în toate țările din cauza diferenței de fusorar. România face parte dintre țările în care a fost introdusă ora de vară, astfel că ora 3 devine ora 4. În România, ora de vară a fost instituită permanent începând cu anul 1979. Până în anul 1997, trecerea la ora de vară s-a făcut în ultima duminică a lunii martie, iar la ora de iarnă în ultima duminică a lunii septembrie. Ulterior, începând cu anul 1998, trecerea la ora de vară se face în ultima duminică a lunii martie, iar la ora de iarnă în ultima duminică a lunii octombrie. În prezent, toate statele europene își schimbă ora în ultimul weekend din martie și ultimul weekend din octombrie. Tot sâmbătă va fi marcată și ora Pământului, care este un eveniment anual de promovare a activităților de salvare a planetei. Milioane de case, birouri și clădiri istorice sting luminile în fiecare an. Potrivit unui studiu, oprirea curentului cu această ocazie a redus consumul de energie electrică în medie cu 4%. Studiul a adunat informații din 10 țări timp de 6 ani.